Regăsit, dragul meu prieten și cercetător al scripturii, am ajuns, după un car de vreme, la capitolul 11 din Geneza. Și dacă ești pentru prima dată în fața micului ecran, o să întrebi, da, ce faceți aici? Slujbă? Nu. Avem cartea. Iar cartea aceasta are un specific pe care nicio altă carte nu -are. Este vorba de actualitate, de aplicație, de puterea de a vorbi pentru om. Iar cei care și-au luat timp să o asculte, să-i asculte vocea care nu este a unui om, nici a unui redactor, ci este vocea acelea care te-a clădit și pe tine, m-a zidit și pe mine, descoperă în cartea aceasta energia Știi ce e pâinea? Pâinea este sursa standard sau metafora care exprimă hrana care te întărește. Ei bine, dragul meu, în cursul nostru de studiu al scripturii, am început cu prima carte a scripturii, cu Geneza, am parcurs în mult timp, an de zile, dacă le punem săptămână după săptămână la rând, am ajuns, parcurgând capitolele, până la capitolul 11. Iar acest capitol al 11-lea face o trecere majoră de la hai să folosesc o comparație de la o cameră generală la camera de prim plan. Am să explic imediat. Privește-te rog frumos. În capitolul 11 am studiat istoria turnului Babel și în partea a doua, acestei experiențe a omului, evenimentul încurcării limbilor, sau a amestecului, sau a diversificării lingvistice pe etnii, pe uh, triburi și așa mai departe, pe dialecte. Ei bine, capitolul 11 încheie, să zic așa, un mare ciclu, o mare perspectivă a istoriei omenirii luată. Global, în mare. Aici se stabilesc reperele, binele, răul, uh, marea luptă dintre aceste două uh, forțe, dintre acești doi poli, în jurul cărora omenirea se, se structurează, se polarizează. Tot capitolul 11 marchează, însă, și o schimbare de perspectivă. Știți ce înseamnă aceasta? Este o nouă perspectivă care deschide o altă viziune pentru cel care caută să înțeleagă pe Dumnezeu și caută să înțeleagă modul în care Dumnezeu lucrează. Și ce înseamnă o nouă perspectivă? Mă amintesc de o poezioară. Life is like an elephant. Poate am mai amintit. Viața e ca un elefant. Depinde cum îl vezi. Dacă îl vezi din față, este așa îngust cu ceva care a trebuit. Dacă îl vezi lateral, este un zid uriaș cu stâlpi. Dacă îl vezi din spate, este un șnur, adică codița lui. Depinde cum îl vezi. Și dacă schimbi perspectiva, poți să vezi același lucru, dar care să aibă alte semnificații. Ei bine, dragul meu, hai să descifrăm această diferență de perspectivă. <coughs> Observi Genesa prezintă istoria de la punctul zero, de la creațiune, și se desfășoară timp de 2000 de ani de cronică, prezentând de la capitolul 1 până la 11 marele conflict între bine și rău. Aici înțelegem multe, multe lucruri și nu fac rezumatul pentru că ar trebui să mă limitez astăzi doar la rezumat. Și observă, te rog, că de la un moment dat, începând de la sfârșitul capitolului 11, și de la 12, în mod special, pentru că sunt doar câteva versete de la sfârșitul capitolului 11, nu mai prezintă marea istorie, binele și răul, ci prezintă religia Bibliei. Și poate te întrebi, adică cum religia Bibliei e o deosebire între religia Bibliei și alte religii? Hai să vedem. Ce e religia? Dacă luăm termenul religie, religo, religare, înseamnă restabilirea unei relații, unei legături cu cel de care am fost tăiați. Păcatul nostru a pus un zid, a retezat pur și simplu conducta de, de oxigen, de viață, iar noi ne-am trezit pe pământ abandonați nouă înșine, că nu i-am cerut, nu am tăiat conducta. Iar Dumnezeu a stabilit o cale de înnodare, de refacere a legăturii care există, care ar trebui să existe, că nu există, care el dorește să existe, căci din partea noastră puține șanse să ne ridicăm capul și să ne amintim că există și un Dumnezeu. Acum există multe religii în lume și dacă ar fi să întrebăm care este esența, esențialul religiei, în primul rând, mistică. Deci e ceva transcendental, supranatural, mistică. Și ritualuri. Ritualuri care realizează un fel de armonizare între noi și cer. Ceea ce ai văzut sau vezi pe micul ecran este una din ritualurile, unul din ritualurile unei, unei grupări islamice care într-o zi anume când comemorează un erou, toți își dau nu cu cenușă aici, cu lut în cap, pe haine, unul peste altul, e jalnic. Dar asta este, face parte din sfânta tradiție pe care ei cu conștiință curată o respectă ca și-au pomenit. Deci, ce înseamnă religie? Pentru foarte mulți, religie înseamnă mistică și ritualul. Și acestea nu există doar la islamici. Există, uite aici, este o scenă de la Gange, e secțiunea bărbați, este și altă secțiune femei, în care Oamenii intră în apa aceasta, trebuie, privește culoarea apei, este o, o apă mizerabilă, murdară, în care plutesc cadavre și se cadavre de oameni, de animale, acolo există simțământul că totul e predestinat și dacă ai murit și ai ajuns în cance, nimeni nu te scoate pentru că așa a fost să fie. Ei bine, în această apă se coboară oamenii într-un mod ritual ca să se curățească, să se spele. Bine, bineînțeles, nu este vorba de o spălare igienică, ci este vorba de o spălare, o curățire uh, spirituală, să-i spunem noi, care nu aparține de domeniul material. Și la, în religia creștină există și aici anumite lucruri, contează sau ai credință sau nu ai credință, nu contează. E important că dacă pui acolo o, o lumânare sau spui, faci o formulă, un gest, e în regulă. Mintea ta poate să fie la dudui, dar tu îți faci treaba și e bine. Sigur că unii acoperă cu semnificații gestul acesta. Nu despre el vorbim, ci doar că în religie sau religia constă în primul rând dintr-o mistică și ritualuri. Alții spun nu. Pot fi și ele, dar baza este altceva. Sunt normele morale. Ce este religia? Un cod de norme practic, aceasta este și explicația multor oameni, să zicem noi, seculari sau sceptici, că religia este doar un instrument de potolire, de domesticire a oamenilor răi și cu teama de supranatural să-i bage niște pătrățele în coduri, în norme morale. Morală însemnează comportament exterior. Dacă ești într-o într societate, să nu te pomnești să scuipi, să spui cuvinte urâte, morală. Deci, cod de norme morale. Există norme morale și la, știu eu, la musulman, de exemplu, femeia trebuie să fie într-un anumit fel. Știți că o femeie nu are voie să vorbească cu nimeni decât cu femei. În afară de soțul ei, cu niciun alt bărbat. Vă dați seama, dacă eu vorbesc femeie cu cineva, sunt expusă unei pedepse teribile. Am văzut o femeie cu nasul tăiat cu urechile tăiate, pentru că a vorbit cu un bărbat. Sau lapidarea, omorârea cu pietre. Oricum, religia înseamnă foarte specific norme morale. Unii spun da, este și mistică ritualului, sunt și norme morale, dar mai e altceva. Ce? Evident, doctrina. Ce înseamnă doctrina? Un set de adevăruri revelate, Dogme care constituie măsura crezului corect. Credința dreaptă. Ortos, drept și doxa, credință. Trebuie să avem o credință dreaptă. Există islamiști ortodoxi, iudei ultraortodoxi, deci se țin de dogme. Există catolici în sensul ăsta ortodoxi, adică se țin de dogme. Există și unii liberali care nu se țin prea mult de dogme. Interesant. Dogmele sunt cele care rup, care despart chiar și comunitatea creștină. Nu e trist? Probabil că religia lui Dumnezeu nu însemna în primul rând dogme sau doctrine, ci. Hai să descoperim împreună ce înseamnă religia creștină. Imaginea are darul să spună tot. Am aflat un, o definiție foarte frumoasă. Spune că nu, Dumnezeu nu ne cere religie, ci credință. Credința nu e religie. Credința este o experiență personală, profundă, cu cineva. Este o relație. Este o legătură, nu? Religo. O legătură între mâna mea întinsă și mâna lui care, înainte de a întinde eu mâna, s-a așezat peste mine, așteptând să-i o văd și să-i o prind. Și atunci, ce este baza, esența religiei creștine, spre deosebire de toate celelalte uh, religii ale pământului care sunt axate fundamental pe mistică, pe ritualuri, pe morală, sau pe dogme. Atenție, nu sunt împotriva lor. Nu spun că relația cu Hristos nu este una dincolo de real, de material. E un mister, sunt de acord. Sunt de acord că există doctrine. Există și niște rânduieli pe care Dumnezeu le-a pus, le-a cerut, de exemplu. Sfântacină sau împărtășană, este un ritual pe care l-a stabilit Isus Hristos, dar cu un anumit scop o să vedem noi, tot pentru relație personală. Deci, religia creștină, chiar dacă implică și misterul, chiar dacă implică și uh, ritualuri, norme morale și chiar dacă implică și doctrine, nu astea sunt baza, nu astea sunt esența sau sângele care străbate toată religia ci o relație personală. Ei bine, dragii mei, dacă Genesa de la 1 la 11 trata binele și răul, marile repere, de la capitolul 12, ultimele versete din 11 și de la capitolul 12 înainte, descoperă religia biblică, religia relației personale. Observă-te, rog, Geneza 1 la 11 acoperă 2000 de ani, de la creațiune până cam anul 2000 după. Iar de la 12 până la 50 până la sfârșitul Genezei sunt doar 300 de ani. Imaginează-ți că două treimi din tot textul se referă la un om și la copiii lui în mod individual. Nu tratează nimic colectiv, ci individual cât de important e să înțelegi această schimbare de perspectivă de la global, general, bine-rău, la relația personală om-Dumnezeu. Îți dai seama, două treimi din Cartea Genezei, două treimi din ea, tratează istoria unui om. Și știi ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu, în iubirea sa, pentru că Dumnezeu e Tată, iar noi suntem copii. Se coboară la om. Știi, toate religiile păgâne au modelul omului care transcende, care urcă, care se înalță, care depășește. Și asta este o, un fals, o minciună. Filozofia își permite să construiască de la om, să sondeze în diferite direcții infinitul. Religia întotdeauna începe de la religia creștină, de la coborârea lui Dumnezeu la om. El face rele, relegarea noastră. El este inițiatorul împăcării, nu noi. A, ți amintești de Adam și Eva după ce au păcătuit? Ce au făcut? Au venit la Dumnezeu și au spus, Doamne, iartă-ne, am păcătuit. Așa au zis ei. Hmm. Înainte, măcar ca să le spună cineva de bine, de rău, de păcat, și-au dat seama ce au făcut. Și înainte ca să apară Dumnezeu, s-au ascuns și au confecționat ei niște justificări. Omul fuge de Dumnezeu. Dar Dumnezeu aleargă după om și îl ajunge. Dumnezeu, în capitolele de la 12 din Geneza până la sfârșit, tot timpul vezi cum Dumnezeu se coboară la om, se identifică cu omul, adică devine sau vorbește pe limba lui. După nevoile lui. Nu are agenda sa, are agenda omului. Dumnezeu se identifică cu omul. Apoi, Dumnezeu individualizează relația sa cu el. Nu este o relație standard. Există unele centrale telefonice în care, că ești bărbat, fată, bătrân sau tânăr, răspunde o Duduie, e înregistrată bună ziua, bine ați venit la cutare-cutare, așa, și spune, dacă vreți așa, dacă vreți nu, vă doresc o zi bună, măcar că e seară, măcar că e dimineață, n-are importanță, este stas. Dumnezeu nu are stasuri. Dumnezeu individualizează uneori chiar și cererile sale după mintea, după puterea de a înțelege. Uneori cere mai mult, alteori individualizează după capacitatea lui, în sensul că fiecare trebuie să ajungă la 100%, o motoretă are 100% în punctul ăsta, un Mercedes are 100% în punctul acesta și un Boeing are 100% la alt nivel. Deci fiecare după nivelul lui și Dumnezeu se coboară, se identifică cu omul, individualizează relația sa, iar acest lucru știți ce produce? Transformare. Eu, păcătosul, pentru că Dumnezeu s-a coborât, s-a identificat cu mine, a luat trup de om, a murit pe cruce. Și pentru că a individualizat prin relația sa proprie, personală, profundă, în rugăciune și în studiu cu mine, și-a identificat și-a individualizat tipul de relație, atunci a transformarea mea. Și eu, care știu că sunt rău, încep să fiu altfel. Nu pentru că eu nu mai sunt rău, ci pentru că el e mai tare ca mine și el ocupă acest spațiu al minții, al sufletului meu. El ajunge să-mi să implanteze, să-mi sădească noi îndemnuri, noi dorințe. Ceea ce ieri îmi plăcea, azi nu mai îmi place. Ceea ce ieri ignoram și nu avea nicio semnificație, azi reprezintă totul pentru mine foarte interesant. Am stat de vorbă cu o doamnă, o chema Iulia. Nu știu, poate acum e chiar în fața micului ecran. E o doamnă la 30 și ceva de ani. Într-o slujbă foarte bună. 2000 de euro pe lună. Deci îți dai seama ce capacitate reprezintă omul și doamna aceasta spune, a venit la o conferință și după ce a ascultat subiectul, doamna nu e religioasă sau n-a știut că e, n-avea obiceiuri bisericești, nici de a studia Scriptura. După ce a ascultat tema, uite așa, a sorbit-o, a spus, este exact ce căutam. Duhul lui Dumnezeu lucrează în om și trezește nevoi după cer, se deschid niște capace, niște uh, și reușesc să văd ce n-am văzut. Iar acest lucru este planul lui Dumnezeu. Și pentru că e mai important decât să știm cei binele și răul sau să ne încadrăm în anumite exigențe, pentru că Dumnezeu vrea relație personală. De aceea Dumnezeu, în Cartea Genesei, după primele capitole, când ajunge la sfârșitul capitolului 11, de aici încolo, înainte de capitolul 12, mă introduce în religia personală a lui Dumnezeu cu omul. Avram, el este roul, el este cel cu care începe istoria relaționării lui Dumnezeu cu omenirea. Într-un fel, Avram devine prototip. În Scriptură se amintește de 312 ori. În 272 de versete în toată Scriptura. Avram este, cum să spun, un personaj de referință. Știi cum vorbește Dumnezeu despre Avram? Uite. Avram, prietenul meu, Dumnezeu, prin profetul Isaia, în capitolul 41, vorbind poporului, spune Avram, prietenul meu îți dai seama să fii prietenul lui Dumnezeu. Un om. Și a să vezi cât de sfânt. Un om ca orice om. Aici este puterea formidabilă a Bibliei, că nu prezintă niște, niște oameni uh, extraterestri care n-au gânduri, n-au simțăminte, n-au și spite sau căderi. O să ne întâlnim cu ele, chiar și în cazul lui Avram. Și istoria lui Avram este o istorie atât de mult prototip, atât de mult comparabilă cu a ta și cu a mea. Ei bine, ideea relației între Dumnezeu și om care stabilește o prietenie, știi ce înseamnă să ai un prieten? Am avut o situație, eram tânăr și deodată planurile mele s-au anunțat că trebuie să se prăbușească. Nu pot să spun detaliile că mi-ar lua prea mult timp în angoasa mea, am fugit la un prieten. Și ce a făcut prietenul? Eu i-am spus, știi, uite, e așa, 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 s-a anunțat așa, așa, așa. El doar m-a ascultat. Și după ce m-a ascultat, având multă liniște, nu, nu, auleu, nu s-a tulburat, nu, a rămas liniștit. A spus Lucian, Hai să ne rugăm. Ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat. Ei, prietenul e cel care îți aduce pacea, cel care îți restabilește viziunea, ordinea în minte. Și mi-am dat seama că acea amenințare era doar un episod care putea fi relativ ușor trecut. Dacă erai cu Dumnezeu, ce nu se poate. Ei bine, Scriptura vorbește încă o dată despre, în Noul Testament, de data asta, despre Avram ca prietenul lui Dumnezeu. Este extraordinar. Istoria lui Avram este istoria ta. Și tu poți să te regăsești în ea. Știai că Avram este numit în Scriptură de către Apostolul Pavel ca tatăl tuturor credincioșilor. Hai să citim textul. Seminția care are credința lui Avram, Tatăl nostru al tuturor. El este Tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut. Ei bine, elementul care îl face pe el un prototip sau un reprezentant este tocmai istoria cuvântului care apare odată aici, credință și a crezut credință. Sunt foarte recunoscător că Dumnezeu are de a face cu omul și vrea să dezvolte în om credința. Ei bine, Avram, mai am câteva cuvinte de spus despre Avram. Avram este cel mai însemnat om, cel mai remarcabil și renumit om din tot Vechiul Testament. Nici Moise nu-i la înălțimea lui, apare și el. Nici Ilie sau vreun alt erou și nu numai în Vechiul Testament e referință. De multe ori se referă Dumnezeu la Avram. Și este unul din cei mai influenți oameni din istoria lumii. Poate nu crezi. Dar știi ce însemnează Avram în istoria popoarelor? Privește numai puțin acest tablou. Există trei religii mari care domină istoria lumii de azi. Este religia mozaică, prima din stânga. Apoi religia creștină și religia islamului. Toate acestea îl reclamă pe Avram drept tată. Evrei, tatăl nostru. Arabii, păi nu este fiul, nu sunt ei fiul lui Avram prin Ismail. Iar creștinii prin Isus Hristos, care este din sămânța lui Avram, omenește vorbindele fiului Dumnezeu dar născut trupește din sămânța lui Avram. Și iată că religiile abramice se deosebesc de toate celelalte religii păgâne prin faptul că au un singur Dumnezeu, chiar dacă între ipostaze, dar un singur Dumnezeu, Dumnezeu monoteism. Acesta semnează religia monoteistă. Este fundamental morală, atenție, deci se bazează foarte mult pe, pe bine și rău. Nu este doar așa o, un fel de extaz. Nu, este vorba de o reglare a vieții pe anumite coordonate. Și ele au o perspectivă nu ciclică de revenire de tot înainte, înainte, ci cu o finalitate, cu un moment în care se încheie istoria tragică a blestemului, a păcatului, a răului. Este vorba de o religie cu o finalitate într-un pământ nou, un cer nou și un pământ nou. Toți, inclusiv islamicii, atenție, îl așteaptă să se întoarcă Mesia. Dacă intri pe computer și spui Jesus will coming soon, ceva de genul acesta, apare un singur site care vorbește despre revenirea curând a lui Hristos. E un site promovat de islam, de turci, de arabi. E incredibil. Și ei cred că Mesia trebuie să vină curând același lucru cred și evreii, același lucru mai ales credem noi creștinii. Nu este crezul nostru fundamental și se încheie cu cuvintele și iarăși va să vie cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Aștept învierea morților și viața cu ce va să vie. Dragii mei, pentru azi am luat o gură de pâine, e drept că n-am mers înainte, dar o să avem timp, cu ocazia viitoare, să cercetăm devenirea unui erou și atunci când vom studia despre Avram, să nu uiți, prietenul meu sau stimată telespectatoare, să nu uităm că se vorbește despre tine și despre mine. Pentru că în Scriptură, în sulul cărții stă scris despre mine. Până atunci, îți recomand această carte. Ia-ți timp, cercetează-o, bucură-te de ea, descoperă-l pe Dumnezeu și chipul tău real și vei fi un altom. Venit dragul meu, la emisiunea pâinea cea de toate zilele. Astăzi ne-am hotărât să facem un pas semnificativ mai departe. În descifrarea mesajului foarte prezent, foarte actual, pe care îl găsești în Vechea Scriptură cu privire la timpul în care trăiești, cu privire la omul care în spatele micului ecran sau eu. Suntem, așadar, în studiul. Unui capitol 11 din Geneza. Un capitol care face o trecere dintre perspectiva macro, să zic așa, a istoriei Lumii cu binele și răul, cu creațiunea, căderea în păcat, polarizarea Lumii, potopul, regenerarea omenirii și iarăși diversificarea oamenilor spre rău, binele și răul. Iar Geneza 11 deschide practic o nouă perspectivă și anume chemarea lui Avram. Prin această chemare a lui Avram, practic, descoperă un nou mod de abordare a omenirii. Nu în mod paușal, global, ci într-un mod specific personal. În capitolul 11, la sfârșitul capitolului, în mod special, și începând de la capitolul 12 și mai departe, prezintă practic istoria unui singur om. Două treimi din toată Geneza se ocupă de individ, nu de masă. Iar reprezentantul omenirii, individul cu majusculă, se numește Avram, și în scriptură îi se oferă un titlu de renume, prietenul lui Dumnezeu. Ei, mă interesează foarte mult să aflu cum un om simplu, un cetățean ca tine, oricare, nu prea tânăr, ajunge să devină un erou. Pe mine mă interesează și cred că este strădania sau idealul cel mai înalt al unui om să devină erou nu în ochii lumii, știi ce se întâmplă cu eroii de azi? Mâine nu-i mai știe lumea deloc. Mi-amintesc de vremea când eram adolescent, erau câțiva eroi ai fotbalului. Eram și eu copil, dacă tata se uita la fotbal, mă uitam și eu. Prea mult. Nu pricepeam, azi și mai în alfabet, analfabet. Ei bine, la data aceea era un, un, om, nu știu dacă mai ține minte cineva de numele ăsta Pârcălab. La data aceea era cineva. Toți copiii vorbeau despre el. Pe Maidan aruncau cu uh, piciorul în beșică, în minge. Bă, eu spârcălab. Ce este? Nu mai e nimeni. S-au dus vremurile, s-a șters amintirea lor. Ei, erou în ochii lui Dumnezeu. Aici este un alt fel de eroism, alt fel de criterii. Să pornim la drum. Citesc de la Genesa 11, de la versetul 10, observi, aici scrie strămoșii poporului Israel. Până aici a fost turnul Babel, iar de aici începe de la versetul 10. Iată spița neamului lui Sem. Și o să spui, a, ah, sem, da, 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 noi a avut trei fii, pe sem, ham și afet. Sigur, sem n-a fost primul născut. Dar Scriptura găsește o altă clasificare, nu doar a vârstei și cronologic. Cronologic, afet era fiul cel mai mare, sem era al doilea născut și ham era mezinul sau prâslea. În schimb, în ordinea preeminenței, a excelenței, a rolului, să zicem noi, pe care un om îl are într-o istorie pentru un popor, chit că este primul sau ultimul născut, cum o să vedem curând, Dumnezeu îi pune în ordinea valorică. Ei bine, citim mai departe că la vârsta de 100 de ani, dar stai, mă opresc. Ce vezi tu aici, pe ecran, este o mică recapitulare a vârstei lui Noe. La 600 de ani, când noi a avut 600 de ani, timp de 100 de ani, el și-a 120 de ani și-a tot construit corabia, după vârsta aceasta a apărut potopul, sau potopul a avut loc în anul 600 al vieții lui Avram, lui Noe, rectific. Și după potop, Noe a mai trăit 350 de ani. Tabelul este clar. Sem este fiul lui Noe. El avea 98 de ani, după calculul scripturii, când a venit momentul potopului. Iar Geneza 11 cu 10 și 11 spune că, la vârsta de 100 de ani, deci la 2 ani după potop, Sem a născut pe Arpaciat, la 2 ani specifică foarte clar după potop. Privește tabelul. Deci, când Sem avea 100 de ani, la 2 ani după potop, Arpacșad a fost născut. După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit 500 de ani și a născut fii și fiice. Iată, am făcut și acolada ca să se vadă clar. Te rog fii atent că de acum încolo nu o să mai prezint textul pe ecran, ci doar schema să urmărești. O să fie o schemă în cascadă. Și o să vezi că la un număr de ani de la naștere, deci la o vârstă de tinerețe, fiecare are un succesor. Să citim. La 35 de ani, Arpachshad a născut pe Shelah. La 30 de ani, Shelah l-a născut pe Eber. La 34 de ani, Eber l-a născut pe Peleg. La 30 de ani, când a avut vârsta de 30, Peleg l-a născut pe Reu la 32 de ani, Reu a devenit tată născându-l pe Serug. La 30 de ani, vârsta de 30 de ani, Serug dă nașterea lui Nahor. Nahor e bunicul lui Avram. La 29 de ani, la vârsta de 29 de ani, Nahor și soția lui nasc pe Terah. Și acum să fii atent, Genesa 11 cu 26, la vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe două puncte Avram, Nahor și Haran. Cine citește textul așa la prima vedere, o să spune, hopa. Tripleți. Mama lui a spus: "Nu e unul, sunt doi, nu doi, cât trei. Avram, Nahor și Haran." Așa ar părea că la 70 de ani a născut trei odată. Dacă citești însă Scriptura în context și faci cronologia, vei descoperi că n-au fost nici tripleți și nici ordinea aceasta cronologică nu este. Este ce s-a întâmplat și cu Semham și Afet, o altă ordine a valorii a importanței, și anume, cel mai mare fiu, cel mai în vârstă e Haran din fiul lui Avram, al doilea este Nahor, și al treilea, cel mai mic, care e citat primul, este Avram. Avram, Nahor și Haran, e ordinea inversă. Știți ce înseamnă Haran? Neroditor. Nahor înseamnă gâfăire. Iar Avram, tatăl înălțat. Interesante nume. Dintre toți cei Trei fii, singurul care un, are un nume plăcut au să te cheamă neroditorul, Searbădu, sterpule sau găfăitu. Probabil că Nahor <gângh> o fi avut polipi, polipoză și <gângh> gâfâia când respira și că găfăitu. Și singurul care are un nume, poate că este. Simpatia unui tată pentru prâslea, pentru întâiul născut. Eu am gășit. Pentru ultimul născut e prâslea. Adică simpatia unui tată pentru cel mai mic. Ăsta e asmăr, sunt mari. Ăsta mai... este preferatul tati. Asta, asta se întâlnește și în basmele românilor. Avram are numele de tată înălțat. Probabil că... Cuvântul, numele acesta arunca o, o perspectivă, o viziune despre cine va fi el. Lucru remarcabil. La data aceea, părinții nu puneau singur numele. Dar ce? Veneau babele? Nu. Dacă un om era credincios și avea o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu îl inspira și avea câte o viziune. Dumnezeu s-a ocupat de oameni și eu cred că dacă Terah ar fi fost să dea un nume lui Avram, o fi zis albiciosul, că e mai alb decât, Nahor. Dar Dumnezeu i-a dat un îndemn. Nono, din el se vor naște neamuri. El va fi tată înălțat. Și Terah, poate din acest motiv, eu înclin să cred așa, i-a dat numele de tată înălțat. E clar, primul născut a fost Avram, al doilea născut, Nahor, ha, iar am încurcat. Ca să mă corectezi tu, cine a fost primul născut? Ai uitat, Haran primul, Nahor al doilea, Avram al treilea, iar ordinea importanței lor se pare că primul născut este cel mai nesemnificativ. Și o să citim foarte câteva cuvinte foarte pe scurt despre raportul lui Haran. Să mergem însă mai departe, pentru că e important să cercetăm ce se întâmplă cu Avram. La câți ani de la. la ce vârstă, să zic așa, a lui Terah, a apărut pe lume Avram? În scriptură, dacă coroborezi ei mai multe texte și le, le combin, în le înlânțui, afli că Avram s-a născut când tatăl său avea 130 de ani. Atunci a apărut Avram. Notează foarte important că Avram se naște exact după 2 ani, după ce Noe trece la odihnă, moare. În schimb, cel care a prins tot potopul de la început, chiar și construia curăbiei, Sem, al doilea fiu al lui Avram, Sem trăiește încă 150 de ani. Practic, dacă Avram a trăit 175, 125 de ani, nu. 150 de ani au trăit împreună. Doar ultimii 25 de ani Avram uh, a fost fără prezența lui Sem. Dar și de ce ți-am făcut acest tabel? Ca să nu crezi că această carte, Sfânta Scriptură, este o colecție de... Basme de mituri. Nu? La data aceea nu exista televizor, nu exista radio, nu exista ziar, nu exista carte. Tot ce puteai afla era doar din cura strămoșilor. Mi-amintesc de copilăria mea, anii de după război. Cred că aveam 5, 6, 7, 8 ani, în anii 50. Când mama, tata, ca să scape de cei doi haiduci, eu și fratele meu, ne abandona pentru 2-3 luni la bunici. Sigur că nu era un abandon involuntar. Noi strigam, mamă, când ne duci la bunicul și la bunica? Acolo era Mureșul, erau la Iud, o zonă unde Mureșul aproape, Bucurii, păduri în sus, spre Apuseni. Ei bine, mi-amintesc seriile de la bunici. Bunicul nu avea nici televizor, avea un radio prăpădit, dar nu era htiat după radio, era mai achtia după noi și după bunica. Bunica pregătea cina, bunicul venea fie de la servici de la atelier, fie venea de la Mureș și ne puneam la masă. Știi ce însemna cina atunci? Mâncat și gata, am plecat, începe serialul. No. Și ce însemna cina? Două ore dura, trei ore, patru ore, în care bunicul stătea și ne povestea. Și noi râdeam sau noi ne înspăimântam. Povestea niște lucruri din viața lui. Eu cunosc istoria generațiilor trecute nu atât de mult din cărți. Bine, am citit, ca orice om, dar istoria bunicului. Potopul care a fost atunci în zona Arieșului. Cum părinții lui au murit înecați în potop. Eu știu de potop, de inundații. În cărți nu se mai scrie. Ei, dacă ți-am spus aceste lucruri, este doar să înțelegi că prezența lui Sem, un martor al potopului, al istoriei degradării omului, a avut un impact în formarea lui Avram. O să vezi tu că Avram trece printr-o revoluție, printr-o răsturnare a cosmoviziunii, ca să folosesc un termen elevat, adică a concepției despre univers, despre lume, despre sensul vieții. Cosmoviziune sau, sau sau, zice neam, sau worldview, zice englezul. Deci o răsturnare a culturii sale. 75 de ani până când el a ieșit din ur, o să vedem istoria mai departe, sunt ani de părtășie cu Sem. În Geneza 11 cu 27, spuneam că în câteva versete, inspirația îl prezintă foarte pe scurt pe Haran, primul născut. Spune că Haran a născut pe Lot. Lot însemnează, e un cuvânt, un nume cu origini la, am, am dat unul din sensuri, negriciosul și, într-adevăr, se pare că Lot era mai brunet decât ceilalți. Și Haran, spune Genesa 11 cu 28, a murit în fața tatălui său Terah, în țara în care se născuse în ur, atenție, asta ne spune că și Avram, nu era un beduin, care mergea de pe deal în deal cu caprele lui, nu, era un cetățean, locuia într-o cetate în Ur, în Haldeia. Se pare că Haran a avut parte de o moarte neașteptată. Este primul despre care se menționează în Scriptură, nu că nu ar fi fost înainte, dar e primul menționat care a murit înaintea tatălui său. Și Haran a murit în fața tatălui său. Tradiția ibraică, nu știu cât este de adevărată, dar e interesantă. <coughs> Spune că moartea aceasta <coughs> a fost uh, una dramatică. Ur, numele ur, numele cetății, vine de la ur zeul focului și povestește tradiția uh, iudaică. Faptul că Haran, ascultând de istoriile lui Semu, s-a hotărât să trăiască și el nu în, în deșertăciunea, nu știu cum se zice, uricioșilor, adică ei care vin din ur, a locuitorilor din ur. Și a spus, eu vreau să trăiesc curat. Nu mă mai închin la idol. Toți cei din Ur se închinau zeului focului și zeiței lunii. O să vedem noi mai târziu. Namu sau Sin era numele zeiței lunii și zeul focului era Ur, de unde și numele cetății. Și se pare că Haran, când a luat decizia să nu se mai închine idolilor, a supărat pe tatăl său, Terah, despre care o să vedem, Scriptura spune clar că era un idolatru primul dintre patriarhi care a apostaziat tatălui Avram, Terah. Și când tatăl a auzit, l-a chemat pe fiul său și a spus, dacă nu, te închin, te spun lui Nimrod. Nimrod era contemporan cu ei. Și Haran a spus, tată, eu vreau să rămân credincios lui Iahve, Dumnezeului care a făcut cerul și pământul și pe noi. Și atunci se separe din această poveste că Terah s-a dus la Nimrod, care l-a chemat și a spus, sunt închin, zeului focului, atunci te arunc în brațele lui. Și a murit în fața tatălui său, alături de Nimrod, văzând cum a murit, carbonizat în focul unui cuptor. Iar își zic, nu știm cât este de adevărată, că nu scrie în Biblie. Este însă, poate, un ecou a modului în care idolatrii din Ur își rânduiau viața și relațiile cu semenii. Avram și Nahor, spune în Geneza 11 cu 29, și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca, fica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. Știi ce înseamnă sarai? E frumos. Prințesa mea. Ce ar fi dacă până la sfârșitul vieții tu ei spune nevestei tale Prințesul? Nu e așa că s-ar simți măgolită? Și atât de ușor dacă o iubești. Sarai era cu 10 ani mai tânără decât Avram. El avea la un moment dat 75, ea avea 65. Iar Milca, știi ce înseamnă? Regină. E foarte interesant cum niște oameni dintr-o epocă barbară, primitivă, așa ni se pare nouă când ne uităm la Mesopotamia, Sumer, Ur, oamenii ăia, în incult, miroseau a sudoare și usturoi. Să știi că nu e așa. O să vezi imediat. Ei bine, Numele acestor două fete arată un alt respect pentru femeie, Și că femeia era o sclavă. Fă! Nu, prințesa mea, regină. Se pare că Avram și fratele său Nahor, sau mai exact, Nahor, fratele lui Avram și al lui Haran, a luat-o pe fata lui Haran după ce acesta a murit pe mica, Milca. Iar Avram a luat-o pe Sarai, care, interesant, era sora lui Vitregă. Adică, Terah a avut-o ca nevastă pe mama lui Avram și a mai avut o femeie, fie probabil că a murit mama lui Avram, a luat-o altă nevastă care a dat naștere. La o fată, Sarai, care era cu 10 ani mai tânără. Te rog să reții că la data aceasta nu exista încă niciun fel de, de specificare vis-a-vis -vis de incest. Incestul apare mult mai târziu, odată cu Moise, la vreo, să zicem noi, 400 de ani după. Și textul mai spune un lucru, versetul 30. Sarai era stearpă nu avea copii deloc. Imaginează-ți pe tatăl înălțat, adică Avraham, cum se simțea el când avea copii. I-a tată solo. Singurul gen masculin sau singurul bărbat, fără copii, într-o epocă când fertilitatea însemna o mare binecuvântare. Știi ce însemnează fertilitate? Însemna răspunsul binecuvântării lui Dumnezeu pentru om. Dacă îți place de tine, îți dau copii. Dacă nu, nu. În Geneza 31, 11 cu versetul 31-32, citim următoarele. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, și pe Sarai, sor, nora sa, nevasta fiului său Avram, au ieșit împreună din Ur, din Haldeia, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Acesta este pasajul scripturii. Din text ar apărea că Terah e cel care a luat inițiativa. A luat pe fiul său, Avram, pe Lot, nepotul său, pe fica sau nora sa, că era tot una, și a ieșit el Terah din ur. Știi că citind mai departe Scriptura, găsești un alt raport. Și anume, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, în trei versete, de la 2 la 4, ni se spune că Dumnezeul Slavei s-a arătat nu lui Terah, Când era în Mesopotamia, ci lui Avram. înainte ca să se așeze ei în Haran și continuă pasajul, și i-a zis, cui i-a zis? Nu lui Terah, ieși din țara ta, i-a zis lui Avram, și familia ta, din familia ta, du în țara pe care ți-o arăta. El a ieșit atunci din țara Hardeilor și s-a așezat în Haran. E remarcabil lucru acesta. Se pare că Terah, idolatrul, a primit influența fiului său, Avram, care a hotărât o reformă după ce a murit fratele său, Haran, probabil. Și tatăl în cele din urmă a fost câștigat de ideea abandonării contextului social și cultural și spiritual al cetății Ur ca să scape de idolatria care domina viața cetății. Și pentru că el era capul familiei și a spus, bine Avrame, gata, plecăm. Scriptura îl menționează pe el ca cel care a dat semnalul Ieșirii și plecării din Ur. Și au ieșit împreună din Ur, din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Tu ai o casă? Dacă ai o casă. Ai poate și o curticică sau o grădiniță? Unde mai cresc trei găini? Unde mai pui și tu un fir de ceapă în pământ? Cum ți s-ar părea dacă s-ar spune Știi, domn primar a hotărât să facă izlas din locul acesta, mută-te unde? Îți arătăm noi unde. Chiar dacă ar fi un loc mai bun, te-ai duce de acolo? Acolo e copilărit. Să pleci la porunca lui Dumnezeu. Nu că ai găsit un loc, ai negociat un teren mai bun cu avantaje, nu. Ieși din țara ta, din cetatea ta și du-te. Cum te-ai simți? De ce este această poruncă ieși din cetatea ta, din țara ta, din familia ta și du-te într-o țară unde ți-o voi arăta eu? Despre asta însă. Nu acum. Important este să actualizăm istoria pe care am depănat-o. Noi trăim într-o epocă eminamente idolatră. O idolatrie nematerială, dar o idolatrie a dominării minții omului cu materialismul, a dominării minții cu senzualismul, cu intelectualismul, cu politicianismul și toate acestea sorb energiile, te suc pe tine. Iar tu, la urma urmei, te întrebi pentru ce trăiești. Ei, Scriptura vine să-ți dea un răspuns, să așteptăm până data viitoare și vom afla de ceul. Și pentru tine și pentru Avram. Până atunci, îți doresc toate bune! Bun găsit. Bun găsit la un nou episod al pâinii, cea de toate zilele. Nu știu cum trăiești tu în aceste despărțiri la sfârșit de misiune. Uneori eu însă rămân cu un os în gât și abia aștept data următoare ca să mă ajut să scot acest os ca să vedem continuarea, pentru că timpul e cel care ne drămuiește episoadele și nu conținutul. Suntem împreună în studiul cărții Genezei, al ultimelor versete din capitolul 11, chiar ultimele două, în care personajul principal devine eroul pe care îl vom urmări pe o perioadă destul de întinsă. Este vorba de acela care a fost numit prietenul lui Dumnezeu sau Avraam, ei bine, ca să prins din mers ceea ce s-a prezentat data trecută în cazul în care a lipsit, Avram este fiul lui Terah, al treilea născut, dar numit primul în ordinea prezentării fiilor, nu pentru că era mai în vârstă, am spus, ci datorită faptului că a fost cel mai important pentru istoria neamului său. Și cuvântul Scripturii spune în Geneza 11 cu 32 Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, Norusa, nevasta fiului său Avram, au ieșit împreună din Ur, din Haldeia, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Este istoria foarte succintă a unui exod, a unei ieșiri dintr-un loc de baștină, dintr-un cerc, dintr-o societate cu care te-ai identificat, care a devenit parte din tine. Data trecută am încheiat constatând că plecarea lui Terah a fost rezultatul influenței lui Avram, care Avram se pare că a produs în inima tatălui său acel în prejur, de la un idolatru. El se pare, după Scriptură, că este primul urmaș al lui Sem, primul care se lasă de credință și devine idolatru, se închină la idoli. Iar Avram, care a fost un stră, 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 al lui Sem, pe care l-a prins în viață și care a avut un impact asupra sa, s-a hotărât primul în familia lui să se întoarcă de la închinarea idolatră. Iar influența fiului asupra bătrânului tată l-a determinat și pe acesta să renunțe la idolatrie și să se întoarcă la Dumnezeu. Iar ultima dată când am încheiat. Emisiunea data trecută, ultima dată am pus întrebarea: de ce? De ce a trebuit să iasă din Ur, din haldeia ca să meargă în Canaan? Erau cumva pășuni mai grase? Sau uh, era un teritoriu nelocuit pe care Dumnezeu intenționa să-l populeze? Sau voia să creeze o nouă sectă Dumnezeu și a izolat? E, eh, nu uita că ieșirea aceasta are de-a face și cu problemele tale și ale mele. De ce a vrut să-l scoată? Terah, tatăl, a fost contemporan cu tiranul Nimrod, cu constructorul, edilul turnului Babel, constructorul unor cetăți. Cetăți întărite în care se îngrămădeau oamenii, probabil simțindu-se mai bine în mulțime și mai în securitate din coace de ziduri. Nu uita însă că Terah era semit, se trăgea din sem, iar Nimrod era urmașa lui Ham. Iar hamiții sunt cei care s-au manifestat de la început cel mai răzvrătiți contra lui Dumnezeu. Nimrod, care primise ca moștenire, sau și-a luat el ca moștenire, sudul hărții acestea respectiv nordul Africii, și la data aceea Africa nu era o, o pustie, nu exista pus, pustia, deșertul Sahara, Încet, încet a migrat spre părțile estice, în zona verde a peninsulei arabice, a urcat în sus, în țara dintre cele două râuri, Mesopotamia, Meso e mijloc, între Potamos, râu, între râuri, și a ajuns în cele din urmă să domine, practic. Hamiții au dominat prin cananiți. Cananiții sau fenicienii au fost navigatorii care au colonizat până în zona. Algeriei, al, al Tripoliului, al Tunisului și până în zona uh, Greciei au colonizat pur și simplu uh, țărmul, teritoriul adiacent uh, Mării Mediterane. Influența idolatră s-a răspândit și în zona inițial ocupată de Sem. Aici au apărut soldații uh, e vorba de elamiți, erau tot cananiți, în fața porților Urului, în 1940, înainte de Hristos, exact cu 10 ani după nașterea lui Avram, Urul este cucerit de către hamiți, lucru care îl aflăm din tăblițe cu unei forme numite Lamentațiile pentru Ur în care un poet descrie vai de tine cetate superbă splendidă în care populația era ca furnicarul cel mare tu ai căzut sub sabia aici sunt hamiții care au intrat și au cucerit urul sigur acest lucru a impus și religia hamiților o religie imorală o religie a forței al barbariei o religie a junglei, dacă aș putea folosi metafora junglă, în care lipsa bunătății al respectului pentru om a transformat cetatea într-un, știu eu, lupanar, dacă aș spune. În Iosua este a șasea carte scrisă a Bibliei, după cele cinci cărți ale lui Moise, vine cartea lui Josua În capitolul 24, cu versetul 2 și 3 scrie, ca să vedeți ce influență a avut Nimrod și Hamiții. Terah, lui Avram și tatălui Nahor, locuia de cealaltă parte a râului, adică a Eufratului, și sluja altor Dumnezei. Deci, Avram s-a născut într-un mediu confuz. Străbunicul său, Sem, vorbea de Iahve, în timp ce tatăl său se închina la idoli. Magnetismul cetății a avut un efect asupra sărmanului Avram, care în această frământare ajunge într-un punct critic când are o revelație a lui Dumnezeu. Despre asta însă mai târziu. Spuneam, și aici este o, mă rog, am încercat să le dau printr-o imagine, influența unui bătrân, Sem, asupra lui Avram, care timp de 75 de ani, până în momentul deciziei al chemării ești din ur, a primit influența unui stâlp al rezistenței închinării Dumnezeului adevărat. Ce însemnează relația dintre generații? Spuneam data trecută că eu însumi am beneficiat de lipsa mijloacelor de telecomunicare, de comunicare, ca să beneficiez de comunicarea interpersonală. Cum bunicul își lua timp pentru noi să ne povestească. Și spun, albumul copilăriei este marcat în mod special de părtășie. De momentele când am stat cu bunicul, cu bunica, cu mătușa și cu tata și mama. Albumul se închide sau pur și simplu ni se sfârșește în momentul în care în casa noastră a apărut Dumnezeul televizor. Și de atunci tata n-a mai avut timp de noi, mama a fost repudiată din... De ce? Că ea tot vorbea, șt, îi spunea tata. Și atunci mama se ducea în bucătărie să vorbească singură. De ce am făcut aceste comentarii? Auzi, dacă ai copii, cât timp încă sunt până în 14-15 ani când au nevoie de tine, ia-ți timp pentru ei. Fă un lucru bun, eu l-am făcut și spun copiii mei, au crescut drept. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu-i meritul meu. Dar am aplicat și o metodă simplă. N-am avut televizor, dar să spui, dacă, dacă n-am televizor, cum pot să văd emisiunile acestea? Bun, ai televizor, dar stăpânește-l. Să fie doar pentru bob numărat și din când în când, nu tot timpul. Că dacă e tot timpul, nici nu mai are valoare. Uh, Mi-amintesc ce însemna să vină iarna, Crăciunul, aveam banane. Crăciunul era frumos pentru că aveam portocale și banane. Asta e în tot anul. Portocale și banane și Crăciunul e searbă. De ce? Numai are elementele unice, rare. Fă din televizor o ocazie rară, dacă l-ai. Și doar pentru anumite misiuni. Nu se meargă tot timpul. Te scol dimineața, încă somnul e în gene, ai apăsat uh, butonul și viața ta nu mai e a ta. Viața ta este a lui. Copiii nu mai au tată. Copiii cresc sălbatic. Ca pisicile. Același Iosua, în același pasaj, specifică faptul că Avram a fost elementul de întoarcere, de schimbare de macaz. Și anume, eu l-am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului, nu pe terah, pe Avram, și l-am purtat prin toată țara cananului. Și aceasta, ca să încheiem, dilema oare terah, a fost cel care a, a luat tribul său, sau Avram a fost motorul care a determinat până și pe bătrânul său tată să plece din Ur. În Ur, cetatea vestită, a rămas totuși statornic al doilea fiu al lui Terah, respectiv Nahor, cu soția lui Milca. Milca, fata lui Haran, fiul cel mare al lui Avram, deci nepoata, Milca era nepoata lui Haran. Ei au spus, e frumoasă cetatea, putem fi morali chiar dacă stăm într-un lupanar. Noi vrem să rămânem aici, poate voi o să mergeți, nu o să găsiți nimic și o să vă întoarceți la noi. nu e mai bine să fiu eu păstrătorul locuințelor voastre, să nu se năruie casele ceea ce însă l-a determinat pe Nahor, probabil, să rămână acolo, era viața plină de evenimente din ur, mult mai de dorit decât o viață în sălbătăciuni, cuc de unul singur în creierii pădurilor sau a munților. Am tot vorbit de ur și a venit timpul să cercetăm, cercetăm puțin arheologia să cercetăm puțin mărturile care ne descoperă ce a fost urul. Ai aici o vedere aeriană din avion, toată suprafața aceasta, cât acoperă ecranul și în partea de uh, mijloc dreapta, puțin spre jos, acolo se află ziguratul din ur. În 1919, Muzeul Britanic, British Museum, s-a dus în localitatea astăzi numită Tel el Mugayar. Tel, să știi, totdeauna când întâlnești cuvântul tel, în limba orientală sau arabă, înseamnă deal, dâmp, tel. Tel el Mugayar, exista această ruină, iar ce vezi în spate, este exact ziguratul care fusese acoperit. Și au produs săpături care au fost dezvoltate de către britanicul Sir Leonard Woolley. Acest Leonard Woolley sau Woolley, între 1922 și 1934, am admirat faptul că ținuta aceasta pe care o vedeți e ținuta în care chiar lucra cu cravată, pentru că era Sir, era domn. În pantaloni scurți cu jambiere, și descoperă, scoate de sub uh, moloz minunii ale istoriei, ale arheologiei, al unor epoci străvechi. El a scris și cartea pe care o vezi pe ecran. Vrei să vezi cum s-a muncit? Pur și simplu se lua cu căușul nisipul, se cernea, ce era nisip se arunca, până când scoteau valori, comori, obiecte, artefacte, cum se spune mai nou, lucruri produse de mâna omului, artefact. Încet, încet, nisipul a fost dat la o parte. În cele din urmă, în 1930, Urul, cetatea Ziguratul, de fapt Ziguratul era turnul Babel, în ghilimele, turnul deasupra căruia era un templu. Astăzi arată în felul acesta Refăcut, rearanjat, tot cu cărămizi de aceeași uh, consistență. Ce vezi pe ecran este doar temelia, fundamentul, pentru că deasupra urma să se înalțe uh, întrepte un edificiu ca un turn, iar sus de tot să fie templu. Aceasta este o priveriște aeriană uh, destul de recentă a cetății ur undeva mai depărtișor cam la vreo 300 de metri depărtare, 200 de metri de zigurat Uli a descoperit palatul regal ah! nu departe era și cimitirul cu mormintele regale și coborând a descoperit în necropolă sau orașul morților, necros, mort, morți, polis, oraș, necropol, adică în cimitir. A descoperit o serie întreagă de obiecte de aur, de argint, lucrături speciale, statui, inscripții, o sumedenie care descoperea viața, cât de luxuriantă, cât de înaltă, cât de cultă era viața acelor în mintea noastră beduini primitivi. Acolo a găsit casca penultimului rege, înainte de a fi cucerit de elamiți, urul. Ult, penultimul rege era numit Ur-Namu. El a trăit cam prin 2040 înainte de Hristos. Acolo a găsit un joc. Fii atent la cât de sofisticat este acest joc inteligent. Nu e moară, e cea mult mai complicat cu, cu semne. Oamenii aveau timp. Aici observi o frescă de fapt, erau cutie destul de mare, care avea două laturi. Pe ambele laturi erau desenate, pictate, scene din viața locatarilor, a cetățenilor din ur. Privește în detaliu căruță, un car, o roată. Ei știau de roată. Se spune că egiptenii s-au bucurat cei când au descoperit roata. Ei bine, ei aveau roată, cai din cu acest sus uh, uh, instrumente muzicale. Iată o harpă, este splendidă, este între cele mai iscusite uh, lucrături. Dacă tu uiți numai pe, pe latura aceasta încrustat cu sidef, păi oamenii ăștia nu erau niște primitivi, erau niște oameni culți. Viața de acolo era plină de, de negoți, de comerți se pare că cele mai multe documente realizate pe lut, acele tăblițe de lut, în scriere cu uniformă, erau contracte, erau vânzări, erau împrumuturi. Interesant lucru. Dobânda era imensă, mult mai mare ca la băncile de azi. Și ei n-aveau la data aceea bani, monede. Aveau un schimb aurul ca măsură, Greutate și argintul ca metale prețioase, și un alt, o altă măsură a schimburilor comerciale era unitatea de măsură pentru grâu și cereale. Deci, dacă vrei să cumperi un lucru, costa 8, cum îi spune, feldere, se zice în ardeal, sau 3 feldere de grâu sau banițe, A, așa mi-am amintit cuvântul care îmi disea, atâtea banițe de grâu costă un miel, atâtea banițe de grâu, deci tot un grâu sau în, în grame, în decigrame sau kilograme de metal prețios. Aveau sistemul bănci, împrumuturi, aveau amanet și alte chestiuni. Ce vezi în ecran sau pe ecran este reconstruirea unei case din timpul lui Avram. În partea stângă observi fundamentul, fundația, iar zona aceasta este o zonă pe jumate reconstruită, pentru că casele acelea aveau două etaje, reține. Erau vile în toate regula care numărau ateliere, camere, ateliere, spălătorie, deci erau oameni curați, nu miroseau a usturoi, cum ziceam eu. Aveau capelă, în fiecare casă, vilă exista un loc de închinare, un altar. Aveau două sufragerii mari la parter, exista o scară interioară, în curtea interioară respectiv, era o curte mare, care urca până la etajul 2, două etaje, vă rog rețineți, și un număr de 13-14 camere. Acum nu toate aveau două etaje, cele mai multe aveau două niveluri, dar unele aveau și nivelul al treilea. 13-14 camere ca să încapă un trib întreg. Privește-te, rog, arcada aceasta, cât de măestetă este originală, a fost dezvoltată tot acolo în ur. Ce vezi aici este o bucătărie, e o reconstrucție a unei bucătării, iar pe ieșirea cea mare se vede în curtea interioară fântâna. Acolo era locul în care, de unde își aprovizionau cu apă uh, atelierul, bucătăria, animalele. Nu e așa că este modernă? Ceea ce a șocat pe arheologi este că în ur, la data aceea, în timpul lui Avram, adică 2000 înainte de Hristos, 1000... Uh, 950 înainte de Hristos, orașul avea canalizare, avea tubulaturi de canal. Iar aici este canalizarea locuinței. Tu știi că în București, în capitala țării mele, există zone, e drept că mai periferice, mai ferentărești, în care nu există canalizare. Oamenii aruncă totul pe stradă sau în curte și se scurge acolo Duhnind, mirositor. Ei bine, care era nivelul civilizației lui cetății ur? Și de unde a trebuit să iasă Avram ca să meargă în corturi, în loc să aibă casa asta frumoasă? Gândește-te numai la ce a însemnat ieșirea din ur. Se apreciază, nu știu cât e de adevărat, dar în comentarii am citit că cetatea ur. Era, practic, la un moment dat, cea mai mare, cea mai largă cetate din toată Antichitatea. Avea 65 de mii de locuitori. Este incredibil de mult. Îți dai seama o cetate, probabil că nu doar în cadrul zidurilor, ci și în, în localitățile satelit ale circunferinței acestui, acestei metropole. Ți-am spus despre penultimul rege înainte de cucerirea urului de către elamiți sau de către hamiți. S-a găsit tot acolo în ur această stelă care era completată de niște coduri de legi cu 300 de ani înainte de codul lui Hammurabi, legislatorul. Regele se numea Ur Namu. Ur era numele zeului focului, iar Namu zeiței lunii. Observ, te rog frumos, această structură, o lună, o semilună și o stea în mijloc. O să mai vorbim curând despre asta, dar nu acum, dar ține minte de unde vine simbolul semilunei cu steaua. Ei bine, acesta era ziguratul în care, pe de o parte, se închinau oamenii zeului focului, pe de altă parte zeiței Namu sau Sin, zeița lunii. Pe lângă ăștia aveau încă, nu vreau să, să spun numărul maxim pe care unii l-au socotite, drept că în epocile ulterioare, până la 60.000 de, de zei, pentru că fiecare meserie, fiecare vârstă, fiecare obiect își avea Dumnezeul lui sau zeul lui. Erau peste 10.000 de zei. Ce vezi aici era un loc, vă rog, port lumânare, închinat zeului focului. Iar din coace este un zeu cu patru fețe, spate, față și lateral. <coughs> La data aceasta, <coughs> în timpul lui Avram, tocmai se introdusese o nouă religie. Remarcabil este că în tăblițe dinaintea invaziei hamiților, trei tăblițe separate au înscrise numele lui Dumnezeu în trei locuri diferite și anume s-ar traduce Iahveh este Dumnezeu. Cred că această declarație vine în contextul unei, unei tensiuni, a unui conflict între religia idolatră și rămășița celor care spun nu, nu, noi credem în Dumnezeul nevăzut care a făcut cerul și pământul. Iahve este Dumnezeu. În cele din urmă se pare că mulțimile, religia populară, religiile senzuale, imorale au dominat, au sugrumat, au înnăbușit credința adevărată. Ei bine, Citesc un cuvânt din Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 2 și 4. Scrie următoarele. Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și i-a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Aici este cea din tâi chemare pe care a primit-o Avram, în inima căruia s-a născut din nou credința în adevăratul Dumnezeu, ca un protest împotriva unei civilizații decadente, Dumnezeu îl cheamă să iasă din ur. Și acum, o aplicație. Există și în jurul tău idolatrie? Dacă există priorități mai mari decât Dumnezeu, dragul meu, notează: E timpul ca și Avram să ieși din ur. E timpul să faci o revoluție, nu una cu sânge, ci una de catifia, în care viața ta mai întâi să se schimbe. Și vei vedea că și Terah și ceilalți, Lot, vor fi influențați de tine. Și vor hotărâși ei să urmeze pârtia marcată de picioarele credinței lui Avram. Îți doresc călătorie plăcută prin jungla acestei lungi. Nu știu dacă ți-am mai spus, dar de trei ani de zile, viața mea cunoaște o altă culoare de fond. Am o nepoțică de trei ani și observ urmăresc în, în suflețelul în psihologia ei atâtia lucruri fundamentale ale omului. Mama ei i-a pus un set de filmulețe uh, despre, mă rog, doi căței, doi câini și o pisică care desfășoară o, o dramă cu evenimente nostime, cu unele de suspans. Și este remarcabil cum privind la acest film, cu măsură evident, din când în când, Fetița vrea să ne convingă că ea e cățelul ăla, shadow, adică umbră, așa se numea câinele. Sau că e Peter, băiatul care era și el implicat în, în scene. Și din când în când o văd că se supără atunci când îi spunem noi fata tatii, fata bunicului, dar eu nu sunt fata, eu sunt shadow, sunt cățelul. O să spui ei și stai că nu e așa. Noi oamenii, noi ne identificăm cu eroi. Mă amintesc că eram de destul de măricel, eram la liceu deja, dar împreună cu alți doi băieți ne jucam de a cowboy, filmul care îl vedeam. Și aveam o stea pe care am făcut-o dintr-un capac de bere, stea pe care o purta fiecare cu rândul și era șeriful și comanda la toți ceilalți, dar comanda de adevărat și ceilalți executau, că nu se jucau cu șeriful. mai era rândul lor și erau ei șerifi. Mergeam cu bicicletele spre pădurea Băneasa, ne-am făcut pușcoace de lemn. Ce însemna liceanul de atunci? E de eram în clasa 8 -a, 9 -a, la data aceea. Dar intrasem, răm, intrarem în rol, Chiar dacă astăzi oamenii nu se mai joacă, tinerii, adolescenții, nu se mai joacă de a șeriful, dar continuă să fie foarte vulnerabili la modele. Și modelele intră în ei și ei trăiesc viața unui model. Ei trăiesc o viață împrumutată care devine viața lor. Și dacă relația dintre model și uh, subiect, devine mai strânsă, iată că omul a devenit un altul. De câtva timp suntem în studiul vieții lui Avram. Abia am ajuns la capitolul 12 și capitolul anterior, 11, tocmai se termina cu o ieșire, cu un exod. Dumnezeul Slavei, am citit data trecută, s-a arătat părintelui nostru Avram și Dumnezeu i-a zis, ieși, ieși din țara ta, ieși din familia ta, ieși din rudenia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Oare ieșirea aceasta este ea o, un caz? Un caz a unui Avram. Sau este cumva un simbol, este cumva un, știu eu, un episod care marchează viața oricărui om. Dacă te gândești, există atâtea etape din viața noastră în care ieșim printr-un ceremonial, intrăm într-o altă etapă. mi ce eveniment a fost când am îmbrăcat uh, halatul sau uniforma de de clasă primară, pepită, cu șorțulețe, eram băiat, așa era, era mândru. O etapă, am ieșit din ea, am devenit licean, am ieșit din ea, am devenit student și printr-un moment solemn, printr-o ceremonie cu o, togă, cu, știu eu, niște însemne ale ieșirii din trostare, am intrat în starea de adult, de om responsabil pentru viața mea lucrul acesta e valabil. Și ieșirea sau exodul marchează și evenimentul întâlnirii cu Dumnezeu. Dacă tu te întâlnești cu Dumnezeu, nu poți să mai stai în cadrul vechi. Dumnezeu spune ieși, este o chemare. Și dacă vezi în Scriptură, parcurgi toată Scriptura, există nenumărate exoduri. Este exodul abrahamic, de care ne ocupăm chiar acum, mai târziu va fi exodul ieșirea din Egipt, când un popor întreg, două milioane, ies din Egipt. Va fi apoi o succesiune de exoduri a lui Iacov, a lui Isaac, care iese, umblă, a lui uh, Iacob, care iese din țara lui și merge și el în Egipt. Există exodurile uh, triburilor iudaice, israeliene, care au fost risipite prin Babilon și în împrejurit, care și de acolo au ieșit, nu toți cine a vrut, chemarea lui Dumnezeu poate fi egală cu un exod. Ori de câte ori te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu îți spune ieși, părăsește o stare, intră într-alta, nu poți să fii salvat sau nu poți să rămâi cu mine în condiția aceea. Hai să, să discut puțin căsătoria, un concept un tânăr o zărește pe ea. Ea simte că este alesul inimii ei și cei doi vor să se căstorească. Da, tasu și măsa, nu, no, stai cu noi, dacă vrea să vină el aici, altfel nu, nu te dăm, ești fata noastră. Oare? Oare nu este fata la vârsta în care se ia decizii și nu poate să-și întemeieze casa decât dacă exod, dacă ieși, ieși din țara ta. Și se întâmplă, dragii mei, că cei care nu ies sau cele care nu ies rămân condamnate unei slujiri duble a trei din două luni și știi cum e viața aceea? Fie că uh, viața tânărului sau a soțului devine jalnică, ci că soacră, soacră, poamă acră. Nu e adevărat. Nu toate soacrele sunt așa. Se întâmplă mai ales atunci când conlocuiesc și sunt două imperii în același habitat. Nu se poate. Știi ce vezi pe ecran acum? Este biserica. Ea se numește în limba greacă Eclesia. De acolo Eclesiologie. De acolo e... ai auzit de Adam Clisi. În limba turcă, clisi de la eclesia, biserica lui Adam, biserica omului. E monumentul acela pe care turcile au considerat că este o biserică, Adam clisi. Ei bine, eclesia, numele de biserică în limba greacă, știi de unde vine? De la ec-caleo, ieși afară, chemare, ieșiți afară. Însă și noțiunea sau conceptul de biserică însemnează o chemare de a ieși, de a ieși de undeva. De unde? Iar Apostolul Pavel, în Epistola către Evrei, la capitolul 13, scrie versetul 12 și 13 Iisus a pătimit dincolo de poartă, de poarta cetății, să ieșim dar afară din tabără la el. Știi ce înseamnă asta, dragul meu? Că dacă vrei să fii copilul lui Isus, mântuit de Isus Hristos, trebuie să faci o alegere între a rămâne din de poartă, în ur, lângă părinți cu care ai crescut și de ei. ești fata sau băiatul lor și nu poți să pleci. Ce o să facă părinții fără tine? Nu? Dar alți părinți ce au făcut? Dar dacă vrei să fii copilul, ucenicul lui Hristos, el cheamă, vino după mine, ieși dintr-o stare de lucruri. Este remarcabil că orice experiență spirituală începe cu chemare la exod. Istoria bisericii, dacă treci printr-o istorie universală a bisericii, vei vedea uimitor că Toată Biserica a avut o experiență itinerantă, de vagabondaj, dacă vrei, pentru că tot timpul a trebuit să iasă din stări rele. De îndată ce Biserica se instituționalizează și devine o forță politică, credincioșii trebuie să evadeze din ea, trebuie să găsească spațiul acela în care Dumnezeu e singurul stăpân, peste conștiință, peste viața lor, sigur, într-o organizație, nu zic asta dar nu este un alt stăpân și altul care spune ce bine și rău. Și așa, puritanii, de exemplu, au trebuit să fugă din uh, țările uh, Europei Occidentale, din Franța, noții, din uh, Italia, din Albigenzii, din uh, zona Angliei, puritanii, din Germania, pietiștii, și au trecut cu, aici este de exemplu, corabia Mayflower, care în 1620 a navigat a traversat Atlanticul până în lumea nouă ca să găsească un tărâm mai bun unde să-și poată ține și mărturisi și trăi, practica credința lor. A fost o ieșire, un exod. Istoria Bisericii lui Hristos este un exod din generație în generație, de la individ la individ. Și versetul 31, ultimul, penultimul de fapt, stai să văd să nu greșesc. Din Geneza, capitolul 11, e penultimul, spune: și au ieșit împreună din Ur ca să meargă în țara Canaan. Canaan, Canaan. Dacă am fi locuitori în Ur, cetate unde veneau negustori de peste tot, unde nu era nevoie să mergi tu, că. Veneau la tine negustorii, ca în marile orașe. Nu te duci tu la fermă sau la țară să culegi roșii. Vin roșiile la tine, de-aia sunt Unde-i țara Canaan? Oare știa Avram? Cunoscuse? Era un turist. La data aceea nu exista turism. Existau nenumărate bande de tâlhași, de jefuitori. Și era periculos. Dacă mergeai singur, o dădeai în bară. Trebuia să fii într-o caravană, însoțit de oameni cu arme. Să știi cum să cum să reziști în fața unui atac, să fii destul de impozant, numeric. Ce știa Avram despre Canaan? Ah, cred că a găsit în piață niște târgoveți, o caravană vinde tocmai de acolo, cu roadele pământului, roade bune. Oamenii miroseau a sudoare, poate, miroseau a usturoi, știi? Oameni barbari care nu trăiesc într-o societate, Trebuie singur și atunci poți să faci ce vrei, poți să miroși oricum. Poate că auzi de Canaan din povestirile altor călători sau altor negustori sau unor soldați că dincolo de marea pustiei Arabiei este o limbă de pământ cam verde lângă marea cea mare, adică marea mediterană. Sunt convins că avea cultură, ei învățau geografia în școală cei din Ur aveau școli. Cred că a învățat și Avram în școala Urului că era cetățean din neam în neam, semit, întemeietor al cetății din străbuni, întemeietorii cetății Ur, până să fie cucerită cetatea de Hamiți. Ei bine, sigur, a auzit și el, în Canaan sunt Hamiți, deci știa. Dar nu știa. Nu văzuse niciodată țara Canaan. Și Dumnezeu îi spune, ieși! Și du-te undeva în, știi tu, țara Cana. Ce -a? Care țară? Iar nevrei 11 cu 8 și 9 spune că prin credință, nu prin știință, nu prin vedere, Avram când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, subliniază cuvântul, fără să știe unde se duce. Știi ce înseamnă asta? Că el știa dar nu știa. Avea idee, dar nu cunoștea nici drumul încolo. Și acest lucru se specifică. Avram l-a făcut prin credință. Prin credință. Vezi de ce Avram este părintele credincioșilor sau prototipul credincioșilor? Pentru că el, într-un moment, a hotărât dintr-un. Sedentar, nobil, într-o vilă cu un etaj sau două, cu ateliere, cu știu eu, efervescența care umplea orașul până și în, în locuințele sale, lume multă, bogăție, lux, să-și ia toate într-o traistă, să-și ia catrafusele și să o ia halunda în necunoscut. Păi trebuie să fii sau nebun. Sau trebuie să ai credință și să crezi în Dumnezeu? Dacă te-a chemat El. Că singur este o nerozie. Și a plecat drăguțul. Aici, în acest punct, se află cetatea Ur. Ca să ajungi în capătul hărții, acolo unde se termină săgeata, ar trebui să parcurgi 1200 de kilometri prin marea pustie arabă. Ce vezi acolo, în capăt, în punctul acesta, se numește Peninsula Sinai. Și acolo este Pustia Sinai. Îți dai seama, peninsula arabă, ce imensitate este. Iar drumul putea să fie parcurs într-un timp. Dacă parcurgeai pe cămile, pe măgar, cu oile, păi îți trebuia săptămâni de zile. Numai că drumul era extrem de periculos. Nu puteai să merge acolo pentru că erau tâlhari, erau fiare, care pândeau, care asta vreau, caravanele să fie taxate cu viața sau cu valorile. Și Avram hotărăște atunci invers. Se hotărăște să o ia în sus, în susul cursului râului Eufrat, apoi să parcurgă un anumit traseu până ajungea pe coasta înverzită a Țării Canaan și să ajungă în cele din urmă în locul pe care Dumnezeu i l-a promis. Acesta, aceasta a fost și alegerea, opțiunea B, nu A, opțiunea drumului care duce pe ocolite mult mai lung. Și spune cuvântul că au venit până în Haran și s-au așezat acolo. Dar unde e Haranul? Să mai vedem o dată harta. Observi, la ora actuală Haranul se află în Turcia. Sunt aproape o mie de kilometri din Ur și până în Haran. Tot, tot de-a lungul râului, acolo unde erau locuri sigure, unde erau așezări romenești și unde tâlharii își răreau incursiunile. 925 de kilometri. Și n-a fost el singur. A fost cu bătrânul său tată, cu nepotul său Lot, cu familiile și o să vezi încă turme plus oameni. O să discutăm, o să ajungem la toate acestea. Haranul, aici este o hartă mărită, se află la intersecția drumurilor care leagă carchemișul de Ninive. Aici se află cetatea Ninive, pe, pe Tigru. Pe Eufrat era Babilonul, iar acolo era Ninive, pe Tigru. Ei bine, și aceste drumuri făceau un popas într-o zonă superbă, splendidă. Era o zonă de dealuri, dar și de câmpie, de câmpie înaltă. Iar cetatea, o să vedem câteva imagini, era o cetate de atunci fortificată, zici că e medievală, dar nu e. E din timpul lui Avram, cu aceleași structuri din cărămidă arsă, Asta era tehnica în Mesopotamia. Era în zona cea mai nordică a Mesopotamiei, mult mai răcoroasă, dar și beneficind de apă. Privește construcție, o înaltă civilizație. Ei, când a ajuns călătorul terah în zona aceasta, după atâta mare de praf, de, de. dormit sub cerul liber, a zis. Ah, ah, în sfârșit acasă. Cuvântul spune că s-au așezat acolo. Aceasta este iarăși o secțiune din vechiul Haran, în zona din afara zidurilor, unde locuiau cetățenii oamenii. Erau case clădite cu, interesant, cu țugui, unde era și coșul sau ogeacul pe unde ieșea fumul. Este remarcabil ce au descoperit arheologii. Când în mijlocul cetății Haran exista templul Ghici al cărui Zeu nu era Ur. Era zeita Namu sau Sin. Era patroana cetății Haran. Și ți-am spus data trecută că o să mai discutăm noi despre acest simbol al semilunii cu o steluță în mijloc. Știai că Haran este un loc de pelerinaj pentru musulmani? Nu doar pentru că acolo a zăbovit Avram, ci pentru că simbolul pe care îl vezi în colț și care este simbolul islamului al lui Mahomet, nu e altul decât însemnul semnul zeiței Namu sau zeiței Sin, zeița lunii. Vezi ce relație există, ce încrengătură între păgânism și o religie abramică. E adevărat că Islamul sau Coranul este în mare parte o copie modificată, mai mult sau mai puțin, a Vechiului Testament. Și Ingilul, adică Evanghelia, este o copie mai mult sau mai puțin modificată a Evangheliei. E o preluat de la oamenii cărții, de la creștini și de la evrei, Informația, însă au strecurat și influențe precreștine sau premozaice, adică păgâne, cum este în semnul semilunei și a steluței. Aș vrea să mai dăm o dată imaginea anterioară, să, să ne mai uităm încă o dată. A, mulțumesc celor din uh, cabina tehnică. Observ steluța și semiluna. Aici este un ban din o monedă din Ur, din Haran, în care este simbolul. Și aici pe, se cheamă pe stela lui Ur Namu, este același simbol al zeiței Sin, este cea care se întâlnește în simbolistica sacră a mahomedanilor. Dar eu mă întreb, au venit până la Haran și trebuia să plece mai departe, că n-au ajuns în Canaan. De ce s-au așezat acolo? Și aici este un lucru interesant. Există cel puțin trei răspunsuri de ce s-au așezat acolo. Primul posibil răspuns, au găsit în sfârșit o zonă foarte mănoasă de pășune și întrucât ei aveau, spune Scriptura, aveau turme multe, aveau animale, vite, multe, au spus, hai să luăm o pauză. Cât să prăsească animalele, să vină o a doua generație, să treacă iarna sau ploile și o mai vedea noi. Varianta întâi. Varianta a doua. Tera, probabil zdruncinat de atâta tranca-tranca, de atâta umblet prin zone dificile, bătrân, a spus, nu mai pot, lăsați-mă să mor aici. Bătrânețea, boala, a fost frumos din partea lui Avram, <coughs> se apreciază <coughs> că și-a subordonat programul său personal, un program uh, eroic, nevoilor bătrânului tată Terah. Dar știi ce înseamnă Terah? N-am spus anume la data aceea, Terah însemnează amânare. Auzi, auzi, bă, iau mai încet, nu asta, nu azi. mâine. Asta se cheamă amânare. Ori, se pare că era în firea lui Terah zăbava să, să mai tărăgănească din timp. Încă un lucru interesant. Deși Nahor și Milca n-au plecat când au plecat Avram, Terah, Lot și familiile lor. Îi găsim după vreme tocmai acolo în cetatea Haran, care ulterior se va numi în Biblie cetatea lui Nahor, nu că a devenit el mai marele mahăr, decât că pentru ei era cetatea unde se găsea Nahor. Deci, dând probabil de belșug, civilizație, cetate, condiții bune, în sfârșit o locuință, un apartament cu încălzire centrală, cu privire spre munte, cu balcon. Nu? Hai veniți și voi, a transmis o vorbă prin negustori și Nahor cu Milca a spus dăm o cetate pentru altă cetate, dăm o civilizație hai în altă, cu altă civilizație tot în altă, merge. Și au plecat și ei. Și când a văzut Terah, că a venit și Nahor cu Milca, a zis, gata, aici e familia mea, de aici eu nu mai plec. Dar, da, mi mai este o variantă a treia. Nu te uita că scrie B, e o greșeală. Probleme spirituale. Terah, poate și ceilalți. Eh, ți-amintești tu? Tot așa o căsuță aveam și noi când Acolo, la ur, seamănă cu ea. Nostalgia trecutului. O viață trăită într-un loc, parcă cu funi nevăzute, te cheamă înapoi. Nostalgia trecutului, în inima lui, Nahor, îl ținea pe loc. Iar aceste probleme spirituale nu era doar, se refereau doar la psihologie. Era influența mulțimii, erau aceleași sărbători. A, au ieșit elele. Hai și noi să vedem uh, duchia. baba Do sărbare, hai și noi acolo. Știi că ne eram obișnuit că ele ne plac, e artă, e estetică. Influența mulțimii, a închinării, a vechi închinări spirituale, toate au condus la slăbirea credinței. Și se pare că Terah, se pare, Dumnezeu știe, vom afla la judecată în ziua învierii, se pare că Terah a revenit, a recăzut în idolatrie. Am citit, nu de mult despre drama sau tragedia alcoolicilor. Am citit că alcolicii După o vreme, după ce se lasă de alcool, reușesc să reziste. Și pur și simplu se curăță trupul, dependența încetează. Există însă un moment al alcoolicului. Când miroase aroma aceea de bere sau aceea de vin sau de rachiu, în care nu e alcool, nu are putere, e doar parfumul, știi, aroma vinului, buchetul, buchetul. În momentul în care el miroase, trece pe la papilele olfactive parfumul acela, creierul se secretă subit dopamina. Dopamina este hormonul plăcerii intense. Este o reacție hormonală la miros, nu la alcool. Și îl apucă o, o sete, o patimă încât omul Fosul acolo se duce, ia vinul și face ce n-a făcut și recade. Se pare că Terah a suferit această recădere. Dragul meu îmi bate ceasul de încheiere. Dacă ai luat niște hotărâri și dacă tu ești pe punctul unui exod și ai făcut deja pași și ai ajuns într-un loc oarecare, Haran, nu mirosi viața veche. Nu te întoarce la ce a fost vechi. Pentru că există atâtea rețele în minte, atâtea funii, atâtea tentacule care te-ar trage înapoi. Ai luat o hotărâre, mergi înainte. Urmează-L pe Hristos. Ascultă cuvântul Lui. fă tocmai cum stă scris la carte. Chiar dacă te costă, chiar dacă trebuie să zmulgi din inima ta rădăcini care dor. Mergi cu Hristos și vei vedea că și drumul, dar și mai ales capătul dovedesc că merită. Eu știu asta. Știu și alții. Poate știi și tu. Atunci, înainte. Pe curând.